Credincioșii romano-catolici din întreaga țară au marcat sărbătoarea floriilor prin procesiuni impresionante. Pe străzile din Iași, sute de credincioși au reconstituit într-un pelerinaj momentul intrării lui Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului acum mai bine de 2000 de ani. Cu ramuri în mâini și fredonând cântece religioase, sute de credincioși catolici au mers aproape 4 km pe jos, de la bisericile din cartiere până la Catedrala Romano-Catolică din centrul Iașului. O manifestare de credință a creștinilor, nu? Deci creștinii așa își manifestă ei credința. Este un moment în care oamenii își manifestau speranța. Speranța pe care o manifestăm și noi, că lucrurile pot fi mai bune și pentru noi. Noi ne rugăm pentru de toate, ca să ne dea Dumnezeu sănătate, pentru copiii noștri, pentru binele tuturor, pentru pace și liniște în țara noastră. În curtea catedralei, credincioșii au fost întâmpinați de preoți care au sfințit ramurile de salcie. Crenguțele vor fi așezate la uși și la ferestre pentru tot restul anului. Ieșim și noi în cale lui Iisus, cu bucuria că El vine la noi, cu hotărârea ca să-L urmăm pe El. În Duminica Floriilor, creștinii au fost invitați să se spovedească și să se pregătească pentru învierea Domnului. Sărbătoarea marchează începutul săptămânii sfinte, cea mai sfântă săptămână pentru noi creștinii, pentru că ne aducem aminte de centrul credinței noastre, care este învierea. Săptămâna aceasta, până la Paște, credincioșii romano-catolici au parte de slujbe speciale în biserici. Așadar, în mai puțin de o săptămână, credincioșii romano-catolici vor sărbători Învierea Domnului, cea mai importantă sărbătoare de peste an. Despre acest moment, dar și ce tradiții au loc în bisericile romano-catolice în următoarele zile, discutăm cu invitatul jurnalului de astăzi, Părintele Claudiu Bulai de la Episcopia Romano-Catolică din Iași. Bună ziua, bun venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Așadar, tocmai am văzut imagini de la procesiunea de ieri, pelerinajul de ieri, însă care este mesajul, care este scopul acestui pelerinaj? Într-adevăr, ieri a fost Duminica Floriilor, am sărbătorit intrarea lui Iisus în Ierusalim și așa cum știm din Evanghelii, cei care l-au primit pe Iisus și cei care strigau Osana lui Iisus erau în special tinerii. De aceea, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, în anul 1984, a hotărât, a dorit ca tinerii să se adune pentru a-i striga, a-i cânta Domnului Osana. De atunci se păstrează această tradiție. În anul următor, în anul 1985, s-au adunat la Roma peste 300.000 de tineri și de atunci, an de an, se sărbătorește această zi mondială a tineretului. Vedem că și la Iași s-a sărbătorit acest lucru. Tinerii au mers pe jos, fiecare din parohiile lor, dorind să-i cânte Mântuitorului Osana, dorind să-i aducă laudă și dorind să îi recunoască regalitatea. Dar nu este singurul eveniment, nu este singurul obicei care are loc săptămâna aceasta, săptămâna mare. Ce alte momente importante veți marca? Știu că, de altfel, de joi vor fi cele mai importante momente din săptămâna dinaintea Paștelui. Într-adevăr, ieri am început săptămâna sfântă și doresc să menționez că Sfântul Părinte Papa Francisc, în documentul prin care anunța acest an al milostivirii, în care ne aflăm acum, spunea că postul mare trebuie să fie în centrul acestui an al milostivirii. Dar ce semnifică acest an al milostivirii? Anul milostivirii înseamnă o apropiere a noastră față de iubirea și față de iertarea lui Dumnezeu. Noi oamenii de multe ori avem impresia că dacă am greșit, dacă am păcătuit și ne-am îndepărtat de Dumnezeu, nu mai există cale de întoarcere și Dumnezeu nu ne mai poate accepta. Ei bine, Sfântul Părinte dorește să ne atragă atenția că putem găsi la Dumnezeu iertare și este nevoie ca să vrem, să ne dorim, să ne apropiem pentru a putea simți milostivirea lui Dumnezeu. Așadar, revenind, joi va fi un moment important, de altfel... Sigur, joi începem Triduiumul Pascal, 3 zile de pregătire pentru sărbătoarea Paștelui. În cursul dimineții va fi liturghia Crismei, care se sărbătorește ziua preoției, în care fiecare preot este chemat să vină în jurul episcopului aici la Iași la ora 10:30, când va fi liturghia reînnoirii făgăduințelor și sfințirii uleilor. Apoi, seara, în fiecare parohie, se va sărbători Cina Domnului. Este momentul în care întreaga biserică își aduce aminte de acele ultime momente ale lui Iisus, acea ultimă masă a lui Iisus cu ucenicii, în care a instituit sacramentul Euharistiei și sacramentul preoției. Totodată, în aceeași seară, Iisus a făcut un gest simbolic atunci. El, care era maestru, care era învățătorul, a spălat picioarele ucenicilor. Prin aceasta, chiar imediat după ce termină de spălat picioarele, le spune: înțelegeți ce am făcut?
eu am venit între voi, nu ca unul care să fie slujit, ci ca unul care să slujească. De aceea și episcopul în această zi de joi, joi seara, va spăla picioarele la 12 persoane, amintind de gestul lui Iisus. Ce ar trebui să înțelegem în această săptămână mare, vorbind aici și de credincioși și catolici, probabil că este valabil pentru toți credincioșii, dincolo de cele sfinte, dincolo de tradiția bisericească, dincolo de lucrurile religioase, cum ar trebui să fim și dincolo de ceea ce înseamnă post, noi ca oameni, cum ar trebui să simțim toată această săptămână și cum ar trebui să o încheiem în momentul învierii? Bineînțeles, acum foarte mult se vorbește despre a fi optimist, despre a face fapte bune. Sunt lucruri umane, care din punct de vedere uman le considerăm normale. Dar dacă privim la mesajul lui Iisus, vom constata că exact același lucru ne cere și Iisus. Să facem binele, să ne iertăm între noi și să credem că există ceva după această viață. Noi înșine simțim că parcă viața aceasta nu poate fi totul, că trebuie să mai fie încă ceva. Iar faptul că ne apropiem de înviere, ne dă răspunsul la această dorință noastră, că se poate mai mult, că trebuie mai mult. Iar învierea pe care Iisus ne-o promite este acest mai mult după care tânjește sufletul nostru. Așadar, să avem ocazia să fim cât se poate de buni în această săptămână. Sigur. Și mulțumim pentru toate aceste informații. Continuăm jurnalul cu